cine sunt prietenii Republicii Moldova? România, în primul rând, pentru mine și Ucraina sunt prieteni. În general, toată lumea pentru mine sunt prieteni, dar în primul rând pentru mine România, că vorbim aceeași limbă, avem aceeași istorie, suntem mai aproape decât orice altă țară. Și Rusia și Europa, toți, dar Europa mai puțin. Pentru mine așa, Europa mai puțin decât Rusia. Nu are prieteni, dacă aveau prieteni adevărat să aveți și ceva schimbări. Vecinii noștri români. Я так считаю, что русские. Все-таки они нам друзья. Мы столько лет с ними прожили, и все было нормально, хорошо, а теперь стали плохими. Сыны пасы и румыны, и украинцы, и церкви Балтики. Друзья всегда есть и должны быть. А кто, я не знаю. Приятели, чем я буду и Румыния? Румыния и Европа. Статили унити. Ну, Русия. Franța, Germania, Europa toată, România în primul rând. Frații noștri de peste Prut, la sigur sunt prietenii noștri. Din partea cealaltă, de peste Nistru, la Ucraina mă refer. Da. Și în rest, țările Uniunii Europene, cel mai probabil. România, cred, Italia, Franța, ăștia. Europenii, clar. Ei, și americanii tot ne ajută foarte mult. Ce vreți mai spun? România, cred că și multe. Uniunea Europeană care fac parte. Vecinii, România, Ucraina, eu pe dânsii văd că suntem vecini. Cu vecinii tot timpul trebuie să ne păcăm bine. Vecinii, în primul rând, Uniunea Europeană și toți cei care sau toate țările democrații. Da, avem și dușmani? Nu cred că avem dușmani concreți, adică este o întrebare așa, mai specifică. Desigur, sunt. Cine sunt? Pentru mine, România. A noștri oameni pe loc, a noștri fac dușmani, fac dușmani cu alte țări. A kto nam vrăghi? America. Они нам первые враги. Rușii, în primul rând. Și alții. Da, avem și dușmani? Nu, no, prea cred. Rusia, numărul 1. Pentru că am învățat toată viața în limba rusă. Fiind moldovancă. Avem rusii dușmanul nostru, cel mai mare. Toată lumea are dușmani. Adică, de fapt, mă rog, care și cum. Dar noi suntem un popor pașnic și nu cred că așa mulți dușmani avem. Știi, toată lumea, cine e dușmanul nostru? Partea de la Siberia, rușii. Cred că, în primul rând, unii conducători ai țării noastre, mă refer la persoane fizice. Rusia, așa și așa, și Ucraina, părerea mea. Cine ne sunt dușmanii? Nu pot să vă spun. Puțini dușmani are Republica Moldova.